Citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat zicând: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus i-a zis: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile: să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el a zis: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind Iisus, i-a zis: încă una îți lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino de urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Și văzându-l întristat, Iisus i-a zis: cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu. Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Zii sau cei ce ascultau: și cine poate să se mântuiască? Iar el a zis: cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. In jener Zeit fragte einer von den führenden Männern Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte: Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er: Eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war überaus reich. Jesus sah ihn an und sagte: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Die Leute, die das hörten, fragten: Wer kann dann noch gerettet werden? Er erwiderte: Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii, ocrotitorul acestei biserici și acestei parohii, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit,
ale Sfântului Mare Mucenic Iacob, Persul și al Sfinților Mucenici Natanael și Pinufrie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți frați, împreună rugători, în această duminică din postul Crăciunului la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică din Evanghelia de la Luca, din capitolul al 18-lea, începând cu versetul al 18-lea. În această pericopă evanghelică, Mântuitorul poartă o discuție, în această pericopă ni se relatează despre o discuție pe care Mântuitorul o poartă cu un tânăr dregător, care mai era și bogat. Această discuție își are rădăcina un verset înainte, adică în versetul 17, care spune așa, că Iisus, chemând la sine, le-a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Adevărat grăiesc vouă, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în ea. Desigur că Mântuitorul se referea aici nu la pruncii care se mută la Domnul, ci la curăția pe care ar trebui noi să o avem, ca unui prunc nevinovat pentru a intra în împărăția sa. Și spune Evanghelia mai departe că un dregător, un tânăr bogat, spune evanghelistul Marcu, se apropie de învățătorul și spune, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Frumoasă întrebare, mai ales când auzim că este vorba de un tânăr. Și el, în tinerețea sa, se preocupa cum să facă ca și el să intre în împărăția cerurilor și să moștenească viața de veci. Și pentru că Evanghelia ne spune că acest tânăr era bogat, voi încerca în cuvântul meu să leg un pic bogăția de mântuirea sufletului, pentru că Evanghelia se încheie chiar cu un verset care spune că mai ușor este a intra o cămilă prin urechile acului decât unui bogat în împărăția lui Dumnezeu. Acest dregător, așa cum spuneam, acest tânăr, îl întreabă pe Mântuitorul și acesta îi spune, știi poruncile și repetă poruncile lui, date lui Moise. Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Iar acest tânăr spune atât de frumos, toate le-am păzit acestea din pruncia mea. Ce frumos! Acest tânăr era un tânăr cu frica lui Dumnezeu, care păzea poruncile. Dar Mântuitorul îi spune, una singur îți mai lipsește. Prin asta poți să câștigi mântuirea. Dar ca să fii desăvârșit și să câștigi desăvârșirea, îi spune,
vinde toate ce le ai, împarte-le săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino și-mi urmează mie. Iar ne spune Evanghelia că tânărul, fiind bogat, s-a întristat foarte. Deci el căuta mântuirea, dar cu desăvârșirea nu prea vrea să aibă de-a face, fiind nevoit să facă o jertfă foarte mare, adică să-și dea averea lui. Se pune deci întrebarea, oare niciun bogat nu se poate mântui? Avem în Evanghelii, desigur, mai multe pilde de oameni bogați. Cea mai recent citită a fost cea a bogatului și a săracului Lazar, de care probabil vă mai amintiți. Și multe alte pilde unde bogații nu prea reușesc desăvârșirea. Ei, dragii mei, să știți că totuși și cei bogați se pot mântui. Nu este așa că doar cei săraci, trebuie să fim toți săraci ca să ne mântuim. Nu putem fi desăvârșiți. De aceea mă gândesc la monahii noștri care sunt desăvârșiți, care depun cele trei voturi ale sărăciei, ale ascultării necondiționate și a fecioriei. Deci ei nu mai au nimic decât hainele care le poartă pe ei și caută desăvârșirea în mănăstiri. Ei, să știți că și cei bogați, așa cum spuneam, se pot mântui. Depinde ce facem cu ceea ce avem. Și îndrăznesc să spun aici că niciunul dintre noi care suntem aici nu suntem săraci. Și îndrăznesc chiar să spun că niciunul dintre noi nu știe cu adevărat ce înseamnă sărăcia. Vă mai povesteam într-o predică cu niște luni în urmă că mi-a fost dat să ajung în Africa. Acolo unde în zi de astăzi mor copiii când mama nu mai poate să-i alepteze. Acolo unde o mână de orez este hrana pentru toată familia cu 5, 6, 7 copii, lor nu le frică că n-au să facă copii, că n-au cu ce să-i țină. Ei nu fac avorturi. Ei au nădejdea în Dumnezeu și să știți că și acei copii cresc și sunt mult mai veseli și mai fericiți și mai luminați la față decât copiii noștri care vedem aici. Aveam o sticlă de apă care se vedea din geanta care aveam cu mine și un copil mi-a cerut acea sticlă de apă și i-am dat-o. Nu vă puteți închipui cum i-au strălucit ochii pentru o sticluță de apă. Aceea este sărăcie, dragii mei. Ei îl caută pe Dumnezeu și se bucură de fiecare nimic pe care îl primesc. Să știți că cei care sunteți așa de o vârstă cu mine vă mai amintiți de copilăria noastră. Astăzi, dacă îi dau o portocală unui copil, da, e o portocală. Poate nici nu o mănâncă. Cei care sunteți de vârsta mea și poate chiar mai în vârstă decât mine, vă amintiți de Crăciun, ce bucurie era când tata sau mama de la fabrica unde lucra primeau o portocală. Noi primeam două, având și un frate. Și cu cât era un adevărat ritual să deschidem această portocală și să o mâncăm în familie. Și mama lua o bucățică și tata lua o bucățică și restul ne dădeau nouă. Și chiar ne ponegreau și ne sfătuiau să nu mâncăm totodată. Pe rând, așa, să ne bucurăm mai mult de această portocală. Ei, dragii mei, astăzi avem cu totul alte cadouri de făcut tinerilor noștri, dar de care nu se mai bucură. Astăzi, în bogăția noastră, cumpărăm biciclete, tablete, telefoane, care stau aruncate într-un colț, jucării cu sacii care le au copiii noștri, dar mergem și la tineri. Ia cheamă la o priveghere noaptea de Sfântul Nicolae, că facem slujbă și facem priveghere, să vezi câți vin.
Ia să se anunțe că se dă cel mai nou iPhone sau smartphone, să vedeți cum stau toată noaptea la coadă să aibă ei primul acel telefon. Este tragic, dragii noștri. Și vedeți cum aceste bogății ale noastre nu fac decât să ne îndepărteze de Dumnezeu. Devenim slugile averii noastre. Vrem cea mai nouă mașină de pe piață. Mergem și lucrăm duminica, nopți în șir, în zi de sărbătoare. Nu mai ținem seama că e duminică. Ne dăm sănătatea pe bani. Pe toate, la toate locurile de muncă, dar de fapt nu ne folosește la nimic. Știți cu toții, goi am venit pe această lume, goi am ieșit din cristelnița botezului și așa vom merge în lumea cealaltă. Luăm doar cu noi fapta bună, fapta de milostenie, rugăciunea. N-avem timp să ne rugăm, că trebuie să verificăm Facebook-ul. N-avem timp că trebuie să ia seriale, am văzut la Netflix, cu 180 de episoade. 180 de episoade de câte o oră, dragii mei, și stăm și ne uităm la ele. În fiecare zi un episod, două. Dăm o oră sau două pentru rugăciune? Ne luăm o oră oare să mergem să mângâiem pe un bolnav sau pe un sărman care are nevoie de ajutorul nostru? Eu nu vă pot pune de la inimă decât toate să le faceți, dar cu măsură. Cu măsură, calea de mijloc. Deschidem telefonul și nu ne mai oprim. Lasă că mă rog mâine. Păi am vrut să mă duc să o vizitez pe vecina mea care e bolnavă în spital. Lasă că merg săptămâna cealaltă, că acum vine nu știu ce emisiune la televizor. Praf și cenușă, dragii mei. Ne uităm, pierdem vremea, timpul trece. Astea nu sunt de la Dumnezeu, să știți. Astea sunt ispite. Nu ne găsim timp să venim la biserică. Bate clopotul bisericii. Și aici, la câte o vecernie, suntem 10-12. Pregătirea pentru liturghie începe seara. De aceasta trebuie să fim foarte cumpătați și să avem o mare, mare grijă. Sfântul Apostol Pavel spunea în Epistola către Timotei, atât de frumos, în capitolul 6, versetul 7, pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot așa nici nu putem să scoatem ceva din ea afară. Ci având hrană și îmbrăcăminte, cu aceasta vom fi îndestulați. Deci aceasta este ceea de ce avem nevoie. Acum nu numai la cei la tineri și la copii, chiar și la mine, dacă mă gândesc câte cămăși am în dulap, păi câte îmi trebuie? Nu-mi trebuie atâta. Hai să mă gândesc să mai dau o cămașă și celuilalt. De câte ori nu cumpărăm haine pe care le purtăm o dată sau de două ori în această societate de consum? Dar ele au costat bani, dragii mei, și am dat din viața noastră pentru ele. Din viața noastră am dat pentru ele, pentru fiecare lucru pe care l-ați cumpărat și îl cărăm cu noi, această povară care o cărăm în spate, am muncit pentru ele și nu ne-am ocupat de sufletul nostru cât ar fi trebuit. Să ne gândim de 10 ori înainte de a face un pas și a cumpăra acest lucru. Să lăsăm mai ușor, poate că cu munca, să nu mai avem 5 joburi. Să lăsăm mai ușor. Nu știu dacă avem nevoie de toate acestea. Mi-aduc aminte de o istorioară, zice că în... Nu este o istorioară, Tolstoi a scris acest lucru, într-o novelă, că în Rusia, în Siberia, acolo țarul a hotărât să împartă pământ. Acolo sunt multe, multe teritorii neocupate în zi de astăzi și s-a hotărât să împartă pământ, să dea pământ oamenilor. Și le-a spus, fraților, dimineață vă treziți, fiecare cât poate ocoli, cât ocolește în acea zi, de la răsăritul soarelui până la apus, a lui să fie. Și un om s-a trezit de dimineață și a luat o îngoană și a ocolit sute de hectare. Sute de hectare. Se apropia într-un pas alergat, așa. N-a stat nici să mănânce, nici să bea. Nu s-a rugat, ce să mai vorbim. Și
vedea că soarele se apropie de apus. Și spune această povestire, această nuvelă, că el s-a gândit, măi, hai să mai prind câteva hectare. Deci el prinsese sute de hectare deja în ocolul lui, dar mai vroia încă vreo câteva. Și atunci a alergat mai tare și scurt înainte să ajungă la locul unde plecase, din cauza efortului, a murit. Ce s-a ales din tot efortul lui din acea zi? Nimic. Nimic. Oare nu alergăm și noi de multe ori cu mai puțin rost? Nu vreau să lungesc cuvântul meu, vreau să vă pun doar la inimă epistola Sfântului Iacov și vă îndemn să rețineți în Noul Testament epistola de la Iacov în capitolul 5 și vă îndrum pe toți să-l citiți în liniștea dumneavoastră și să cugetați la cele scrise acolo. Vă citesc doar primele versete și spune așa, atât de frumos: veniți acum voi bogaților, plângeți și vă tânguiți de necazurile care vor să vină asupra voastră. Ascultați, bogăția voastră a putrezit și hainele voastre le-au mâncat molile. Aurul vostru și argintul au ruginit și rugina lor vor da mărturie asupra voastră și ca focul va mistui trupurile voastre pentru că a strâns comori în vremea de pe urmă. Și dă multe alte sfaturi în acest capitol, deci Iacov, capitolul 5, pe care vă rog să vă aplecați în liniștea dumneavoastră, să cugetați despre acest lucru. Da, dragii mei, să facem fapta cea bună prin bogăția care o avem, pentru că așa cum spuneam, toți suntem bogați. Și dacă vreodată vă gândiți că nu aveți cui să faceți milostenie, să știți că este multă durere pe pământul acesta. Nu doar banul, hainele și alimentele fac parte din milostenie și de ne ajuta pe cineva. Dar să vă gândiți atunci când mâncați peste sat, că sunt încă oameni care fac foame și nu știu câți dintre noi, cei de aici, știm ce înseamnă cu adevărat foamea. Să ne gândim că acolo unde este comoara noastră este și sufletul nostru și când mai treceți prin mănăstiri, vă rog ceva. Uitați-vă la fața monahilor și monahilor noștri, care nu au nimic. Uitați-vă ce lumină și ce strălucire au în ochi. Și uitați-vă aici pe stradă cât de încruntați și aplecați mergem cu gândurile noastre și să ne întrebăm, oare trebuie să fie așa? Sau fiecare dintre noi poate și altfel? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să găsim calea de mijloc, calea cea bună. Să ne îngrijim prin ceea ce avem și din puținul sau multul care îl avem. Să-l dăm și celor care nu au. Să ne îngrijim mai ales acum în timpul postului de sufletele noastre. Să ne gândim atunci când facem milostenie orfelinatelor, spitalelor și în alte părți unde faceți milostenie ca cei copii, vă mai spuneam într-o predică, trebuie să mănânce de la 1 ianuarie până 31 decembrie, că acum toți se înghesuie și fac donații și asta, dar și rest este nevoie de lucrul acesta. Deschideți-vă inima către ei și o să vedeți ce bucurie sufletească o să vă dăruiască Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, așa cum...